Festivalul de teatru în limba română pentru copii și tineret, ediția 11, a început cu o etapă de preselecție, în urma căreia s-au calificat 17 trupe de teatru și 21 de participanți la secțiunea monolog. Peste 200 de tineri actori amatori sosiți din țară și de peste hotare au conferit festivalului de la Suceava un caracter internațional, eveniment care s-a impus în calendarul anual, fiind așteptat cu mare nerăbdare. Ne bucurăm că am ajuns la 11-a ediție a Festivalului de Teatru în Limba Română pentru copii și tineret, organizat la Suceava de către Asociația Promotorii Bucovinei, în asociere cu Primăria Suceava și Consiliul Local Suceava. Le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi de 11 ani și alături de copiii care vin an de an pe scenă și ne încântă cu ceea ce prezintă ei. De la an la an, festivalul a luat amploare, suntem cunoscuți în țară, anul acesta avem 5 trupe din țară și o trupă din Moldova, fapt care ne bucură foarte mult. Calitatea ridicată a participanților, organizarea precum și Teatrul Municipal Matei Vișniec, devenit gazdă a concursurilor din cadrul festivalului, reprezintă de asemenea o certitudine a calității condițiilor pe care Suceava le oferă participanților. Juriul a avut în componență membrii cu experiență în acest gen de festival, Tori Gabriela Ioniță, Dan Clucinski, Ligia Toniță, Letiția Rândașu, maestrul Mihai Pânzaru Pim, Carmen Stăiciuc, Mihaela Beșa, Cornel Grosar. De asemenea, consilierul local Angela Zarojan a ținut să transmită un mesaj participanților la acest festival. Într-o instituție culturală, viața culturală a Sucevei continuă. După zilele Teatrul Matei Vișnec, iată că acum suntem la Festivalul de Teatru pentru Copii și Tineret. Și vă doresc mult succes. Este o foarte frumoasă inițiativă pe care Primăria și Consiliul Local o susține, o încurajează. Felicitări domnului Cornel Grosar, pentru că uitați-vă că lucrurile frumoase, proiectele importante, merg înainte cu succes. Am urmărit deja debutul festivalului și se pare că este promițător și plin de surprize frumoase. Câștigătorii au fost desemnate destul de greu, deoarece momentele prezentate de toți participanții au fost de succes. Greu Crașova, o mașină, dar mai greu este ca sufletul tău să-l șofezi pe drumul vieții. Da, păi dă, dacă-i moda, dar pe guliță nu o lasă să se suie încă pe cal. Ca să nu-l trântească, cu trânduri lista, am alte planuri. De educația lui se ocupă Monsieur Charles, care învață franțuzească. Dar pe o mulțime de parale, toată ziua învață. Seamănă mie, bucățică tăietă. Da, guliță, du-te cu domnul profesor de învață frumușel, că eu ți-o-i face straie de modă nouă. Du-te, du-te, trânture! Da, da. Oricum ar fi, am pus aici, printre flori d'albe și arici, un gram de dragoste și un strop din sticla mare, fără dop. Lume, ce vânt vrăjmaș și mohorât, ca pe numai ce ești pitic l-a scuturat, te-a mai rămas din trânsul doar atât, un ghem de spini, ostil și speriat. Trebuie să se fi dusă și ea pe individual. Trebuie să fie împreună. Să fie, Dumnezeule, are să fie o istorie. Jur pe ce mi-a rămas în scump. Jur pe Statua Libertății de la Ploiești. Am să-i omor! Amantul dumitale a fost, era, este amantul meu. Iar dumneata ca o infamă, mi l-ai furat. Una din noi doi trebuie să moară! Să alecare! Asta e curată ca la norma! Nu dăm la oglinzi că sunt cu chirie! La curecare! Bănică! Nu se poate! Am să-i rup oasele mizerabilului, îl împușc.
Îi dau foc, trebuie să pun mâna pe scrisoare. Ghiță! Ghiță! Să fie polițaiul! Ce ia stâmpărăt, omule, și lasă-o dată lucrurile. Iseară e întrunire. Mișelul de Cazabencu și cu al lui o să ia cuvântul la